Trei indivizi cu vârstele cuprinse între 20 și 24 de ani au fost reținuți de către oamenii legii, fiind suspectați de comiterea unui omor. Potrivit poliției, victima este un bărbat de 55 de ani, iar cadavrul acestuia a fost găsit în preajma unui iaz dintr-o localitate a raionului Comrat. Astfel, în cadrul măsurilor speciale de investigație și de urmărire penală desfășurate, suspecții au fost reținuți în preajma orașului Comrat și duși la inspectorat. Aici, fiind audiați de polițiști, bărbații și-au recunoscut vina, declarând că s-au întâlnit cu victima pe stradă, după care între ei s-a iscat un conflict. Ulterior l-ar fi bătut, iar după ce au văzut că nu de semne de viață, l-au urcat pe o motocicletă și l-au dus în preajma iazului. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă până la 25 de ani de închisoare.